Timp de două zile, între 22 și 23 februarie, primarul Lucian Micu se află în vizită de lucru în Spania, în regiunea Extremadura, reprezentând municipalitatea romașcană la o reuniune de lucru extrem de importantă pe tema energiei durabile. Primăria Roman este parte în două proiecte transnaționale în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est, ca membra a grupului local pentru energie durabilă în cadrul programului Orizont 2020 pentru cercetare și inovare. Un program la care municipiul Roman este parte. E vorba de un program în ceea ce privește energia durabilă, iar locuitorii municipiului Roman vor avea parte în anii următori de investiții semnificative realizate în clădirile de locuințe, dar și în instituțiile publice, care vor duce la creșterea eficienței energetice a clădirilor și, prin urmare, la costuri mai scăzute cu întreținerea. Vă anunț că de la începutul acestui an suntem parte în două proiecte transnaționale implementate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe tema energiei durabile, Empowering și Energy Cells. La sfârșitul lunii ianuarie am semnat acordul de înființare a grupului local pentru energie durabilă în regiunea Nord-Est, în cadrul proiectului Sprijinirea autorităților publice locale să elaboreze strategii integrate în domeniul energiei durabile Empowering, finanțate din programul Orizont 2020, programul pentru cercetare și inovare. Iar pe 7 februarie am semnat acordul de parteneriat în cadrul proiectului EnerCells pentru autonomia energetică a clădirilor, finanțat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe. EnerCells urmărește să implementeze măsuri prin care să se asigure autonomia energetică și creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, a celor publice și a sistemelor de iluminat public, prin utilizarea de fonduri europene nerambursabile. Municipiul Roman, prin Agenția de Dezvoltare Nord-Est, este partener de proiect cu mai multe agenții similare din Suedia, Polonia, Malta și Italia. Liderul acestui proiect este Agenția pentru Energie a regiunii Extremadura, din Spania, iar în acest proiect suntem parteneri alături de agenții locale similare din Suedia, Polonia, Malta și Italia. Pe această cale voi participa la o primă întâlnire a grupului de lucru care va avea loc pe data de 22 și 23 februarie la Agenția pentru Energie a regiunii Extremadura din Spania și voi veni de acolo cu mai multe informații legate de acest proiect pe care, evident, am să vi le pun la dispoziție. Convingerea conducerii primăriei Roman este aceea că în municipiul Roman se pot realiza investiții importante cu fonduri europene nerambursabile care vor conduce la efectul scontat de edili, facturi mai mici pentru populație. Asta în condițiile în care un procent extrem de ridicat din veniturile și așa insuficiente și slăite ale populației merg în profitul companiilor private de energie și gaz.